Bun, așa e, și l-ai primit, bravo! Păi acestea fiind spuse, cred că nu pot să fac singur acest spectacol, nu? Deci ar trebui să-mi invit trupa în scenă, da? Ia să vedem dacă ei sunt acolo pregătiți să intre Viorela Viac în aplauzele dumneavoastră! Se numește discursul cu brațe, da? Dar înainte să spunem ce la asta, vreau să vă reamintesc că pe masă aveți acele bilețele, replică dintr-o piesă de teatru, film, proverb, zicătoare, etc. Vă mai amintesc eu, da? Foarte bine. Avem și alte surprize pe parcursul spectacolului, o să vedeți, dar nu vă spui ce momentan. Suntem la o conferință, suntem la teleshopping, promovăm ceva, facem o revoltă, o creem sau nu. Ne revoltăm împotriva ceva, susținem ceva, o cauză. Dumneavoastră spuneți ceea ce se întâmplă în acest exercițiu. Două puncte, tacheu, și dumneavoastră. Ce susținem, ce promovăm, suntem împotriva ce? Spuneți. Curaj. Susținem ceva? Cum? A fumatului! Suntem împotriva fumatului! Da! Suntem împotriva fumatului! O dată, altă propunere, poate susținem ceva! Trebuie să susținem ceva! Sutienele! Bun! Susținem! Susținem purtarea sutienului! Da, și ele vă susțin foarte... Susținem purtarea sutienului în general! Purtarea sutienului în general! Îmi place asta! Susținem purtarea sutienului! Da. Ce se întâmplă în acest număr exercițiu de improvizație? Viorela este o ea, nu mulțumesc, este o ea, va încerca să improvizeze. Mâinile ei o vor lua razna, să vedem ce se întâmplă. Susținem sutienul, dar în general, da? Hai să vedem. Eu zic 3, 2, 1 și dumneavoastră! Improvizați! Încă o dată, hai că ne reglăm. 3, 2, 1 și... Start! Bravo! Foarte bine! Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bine ați venit la Club A! Astăzi vreau să vă prezint ceva... Nu vreau să vă prezint ceva, vreau să vă arăt ceva. Nu e bine nici așa. Vreau să vă spun că eu susțin, și nu doar eu susțin, toate femeile susțin asta și cred că și bărbații, până într-un punct, nu-i așa? Ok, bravo! Sutienul! Deci, aceste exerciții trebuie să le practice bărbații ca să învețe ce înseamnă sutienul femeilor, fetelor. Sutienul pe care l-am eu astăzi este cu susținere. Cu două. Unul în mijloc și unul la spate. Ați înțeles? Da. Atunci când vrem să facem mămăligă, spre exemplu. Și plecăm bine de tot mămăliga. Atenție! Sutienul nu cade! Ați înțeles? Bravo! E, asta este excelent! Când învârtim bine de tot în oală. Și amestecăm. Și obosim și scoatem lingura. Și o aruncăm. Ce credeți?
rutienul, nu cale. Deci, acest subien inventat pentru femeie este cea mai bună invenție din lume. Mă scuze. Mă înțeapă sutienul. Da. Cred că știți foarte bine despre ce vorbesc. Deci, cine din seara aceasta nu poartă sutien? Mâna sus. Bravo, foarte bine, estimabilă, domnul, este excepțional. Vă felicit că nu purtați sutien. Asta este un caz deosebit. Altcineva? Deci, toate femeile poartă sutien, bărbații puteți să plecați acasă? Rușine. Foarte rușine. Deci, nu. Atunci vreau să vă toate femeile sutienul sus? Adică așa ca mine? Acum, cât încă mai pot obține respirația. Bun. Deci, să vedem cine este împotriva purtatului sutienului. Cine e împotriva? Nu e nimeni împotriva? Nici bărbații nu sunt împotriva purtării sutienului? Aaaa, deci, fetelor, dacă nu purtați sutienul, de astea mâine o să faceți păroase, grațe. Și vă luați bărbații la bătaie. Le dați bine de tot. Dacă încearcă, să vă deschidă sutienul. Ok, mulțumim, aplauze pentru improvizatorii noștri. Bravo, și eu vor sutien. Păi, dar vă trebuie ca... După cum spuneam, avem și surprize pentru dumneavoastră. Noi suntem o trupă care ne propunem să lansăm mereu tinere talente, tinere speranțe, după cum urmează. Corneliu Reu, tânăra noastră speranță, aici de față ne va arăta un număr de magie. E mentalism. Mentalism! Să-l vedem! Mulțumesc, mulțumesc! Sunt atât la nari! Așa vreau de voi, voi cu un șas, după voi un șas! Ajuns? Da! O voluntar, o voluntar. Femei sau bărbați? Sunt anti Valentine's Day. Damele care nu știu sigur. Ia să vedem. Să vedem cine se oferă. Hai cu mine. Hai. Cum te numești? Aplauze pentru Adi. L-am adus pe scenă. Descurcă-te. Doamnelor și domnilor, în acest plic am făcut o predicție. Și anume, am scris exact cu o oră dinainte să înceapă acest spectacol ce va spune Adi la sfârșitul acestui exercițiu. Te rog să ții plicul. Te rog frumos să te concentrezi. Dă-și o șapcă. Dă-mi e șapcă, te rog. Nu? Mi-am dorit să-l dăm la șapcă. E lipită, e lipită. Ok, foarte bine. O să mă concentrez eu mai. Da, da, da. Da, stai, lasă, oricum, eu pot, stai liniștit. Da. Te rog frumos să te gândești la un număr de la 1 la 9999. Te-ai gândit? E sigur? Sigur nu vrei să schimb număr. Bun, concentrează-te și uite-te în ochii mei. Da? Tu, da sau nu, tu te-ai gândit la 7382, da sau nu? Nu. Mai tare? Cu... Mai tare? Mai tare, ca să... că nu se aude aici. Da sau nu? Într-adevăr. Nu? Da. Nu? Da. Nu. Schimbe plicul și arată-l puchet. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Aplauze pentru Adi Rău! Aplauze pentru Adi Rău! Aplauze pentru Adi Rău! Spuneam că noi lansăm tinere speranțe la apă, da? O să limităm din nou aplauze pentru domnul Rău, da? Împreună cu... Ai nevoie de asistent acum? Mai târziu! Mai târziu! Domnul Rău, o mie de aplauze pentru toate!
este un protest împotriva magicienilor care fac trucuri de magie cu animale. Pentru asta am să chem pe asistenta mea. Dă-mă materialul din asta. Sunt asta a fost o apariție. Să vină Mirandolina lângă tine? Oprește-te, rog, muzica! Acum vom face un truc de metalism. Pot să fiu eu magnetul tău? Îți spun eu că nu. Vom face un truc de metalism. Ne concentrăm. Vă spun că următorul număr exercițiu de improvizație se numește zapping sau, cum îi spunem noi, telecomanda nebună. Avem nevoie de toți improvizatorii. Ok. Tudor, te rog frumos să ieși tu alături de noi. Ne este sunetistul, vă rugăm frumos atenție! Un rând de aplauze pentru Tudor și comand. Știu, că dați mai înalt la noi. Da, mai frumos. Ia, echilibrăm un pic frumos. Da, ia să vedem. Am nevoie de la dumneavoastră de posturi de televiziune. Hai să vedem. Pentru Sebi, spunem un post. Paprika TV. Euforia. Cum? Canarde. Scuze, post. Mai da? Canarde. Pești. Animal Planet. Trinita Sebi. Pentru Ilana, spunem un post. Acasă. Ce post e de la TV? HBO. Piratam? Mai spuneți, ia, mai spuneți, să vedem. Cartoon Network. Cartoon Network, da? Cartoon Network. Eurosport. Cartoon Network. Pentru Adi, punem un post. Dan de acum vezi. Dan de acum. E un post. Cum? Dacă TV, e pentru copii, adică... Nu vrea să-i întâmplă nimic la Dacă TV. Da, sigur, poate. Bun, dar avem unul de desene, hai zi-mi altceva. Comedy Central. Nu, Discovery. Rămâne azi pe Discovery. Păi are Discovery, ne cerem scuze. Discovery în general. Bun, pentru mine, spuneți un post. Euforica TV. La Euforica TV pentru tine, Liliam. Pentru Viorela, spuneți un post. Taraf. Antena 3, am auzit Taraf, da? Altceva. Hunting and fishing. Hunting. CSP. Chiar nu voi... Cine, ce? Spice. Da, normal că vă stai așteptat. Hai, ce-am tău. Aștept, te rog frumos, da? O, arăți tine, nu? Corneliu Reu, îmi spuneți un post și pentru el. Vaia sa tesorii. Cum? The History Channel. The History Channel, odată. Super One.
Avem unul, vezi? Păi, Superman HD, se vorba de nou, avem Spice! Avem Superman HD, am Eufonia TV, ai Discovery, Ileana, Cartoon Network, Doamne ajută! Încă domnului Sicoman se află o telecomandă, nu e imaginară, este chiar adevărată, da? Și avem 1, 2, da, 3, 4, 5, 6 posturi. Ele se vor schimba. Dacă ele au legătură, rămâne de aflat, da? Ultima oară în această seară zic 3, 2, 1 și... Incomensi! În seara asta fiind spaniol. Da, doamnelor și domnișoarelor, astăzi vom învăța să folosim cu toatele obeudile. Obeudile sunt acele chestii care... 5. Evanghelie. 5. Evanghelie. 5. Prăjitura o să-l prindă, o să-l caut, o să-l alerg și o să-l prind coiotul Leteman. Link cu totul. Auzi, poți să mă cumplez cu ea ca să fim un post comun? Te rog frumos să nu mai comentezi în fața mea când mă dezbrac. 6. Evanghelia! Evanghelia! Evanghelia îți dă putere! Evanghelia este Trinitas mai model. Da, în această seară eu, Dragomir, o să vă prezint mâncarea. Voastră mâncare animalilor de casă. Avem în dreapta mâncare pentru pisici, în stânga mâncare pentru furnici. Combinate vor da... 1. Film german. Știu! 6. O, duhovnicul nostru să se scoare! Spune-ne ceva! Așa cântă greierii în pădure, auziți? Următorul număr exercițiu de improvizație se numește schimbă. Aici! Te cerem scuze, dar am zis că să-mi mai pierd. E de la hormoni! Eu sunt încă pomul. Am nevoie de un spațiu, o locație. Suntem unde? Și eu am nevoie de spațiu. Gara. Unde? În gara. În gara, odată. Ura și la gara. Unde? În gara. Păi, mai spune odată? Odiseea spațială. La biserică. La bună. La nu, în gara. Deci, îmi place, suntem la biserică. Mai am nevoie de două meserii. Și eu am Două meserii, vreau două meserii. Popă, lasă-l, popă. Place la biserică. Suntem la biserică odată, două meserii. Normale. Normale. Sau anormale. Strungar. De ce mă gine, că nu e meserie normală? Strungar, odată, stai mă, că auzi. Stomatolog. Măcelar. Cum? Măcelar. Măcelar. Taximetrist. Popă. Popă! Jandar! Jandar? Actor! Cine a zis actor? Omul a sus! Nu iau actor! Aia nu e meserie! Nu e o meserie normală! Da, cea mai tare! Da! Bun! Foarte bine! Hai să luăm o dată măcelați, luăm popă, da? Suntem în biserică! Vreau doi improvizatori să rămână acum! Hai, doi! Hai! 3 sau 2? 2! Bine! 1! Bun. Hai cu toții, e seara specială. Mâine e Valentine's Day, suntem 3 băieți și o fac. Faceți cercul, faceți cercul! Nu, rămân 2 și ceilalți se adaug. Hai că e șeful, șeful. Rămâneți, lăsați. Vreți? Asta e, nu pot, le place. Bun. Nu le place. Suntem în biserică, avem un măcelar și un popă. La am decis, șeful, scuze. Vă rugăm, da. Îi lăsăm în spiritul Valentine's Day. Trebuie să fie doi băieți! Nu te mac, băi! Așa, bun. Nu mai poți face o fiță, frate. Foarte bine. Deci, după cum spuneam, suntem în biserică, avem măcelar și popă. La comanda mea se schimbă atitudinea, mimica se repetă, cuvântul se schimbă cu totul, schimbă tot ce vreau eu, că n-am ce să fac, că n-am încotro. Eu spun 3, 2, 1 și dumneavoastră! Improvelocity! Încă o dată, hai mai cu forță! 3, 2, 1 și... Improvelocity! Da. Înger, îngerașul meu. În numele Tatălui și al Fiului. Te rog frumos. Schimbă numele. În numele meu și al Tău. Te rog frumos. Acum și-n curea
și să-mi dai vecilor. Un cotlet mare. Amin. Schimbă cotlet. Un antricot mare. Amin. Pentru că nu mai am cu ce să-mi hrănesc unchii. Schimbă. Bunicii. Schimbă. Părinții adoptivi. Schimbă. Oamenii care vin la mine și îmi cer ceafă. Schimbă cu totul. Te rog. Mult. Părinte. Spune, fiule. Schimbă, Viorela. Spune, copilule. Schimbă, Viorela. Spune tu. Schimbă cu totul, Viorela. Taci din gură. Acum este rândul meu să vorbesc. Schimbă rândul. Acum este rândul doi să vorbească. Schimbă. Acum o să tac și eu împreună cu tine. Este momentul de reculegere. Schimbați poziția în care vă reculegeți. Te-ai recules? Da. Schimbă felul de a căuta să vin. Te-ai recules? O, da. Schimbă să vin. Te-ai recules? Nu. Schimbă să vin. Te-ai recules? Aproape. Bun. Acum îngenunchează. Părinte, știi? Mă simt un pic inconfortabil. Schimbă. Părinte, știi? Mă simt un pic așa, nu în largul meu. Schimbă. Părinte, știi? Mă mănâncă. Stai liniștit. În fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Schimbă, Viorela. Stai liniștit. În fața lui Isus suntem toți egali. Schimbă, Viorela. Stai liniștit. În fața mea e tot ok. Înțeleg că ești așa un pic mai hipster. Schimbă, Zăbin. Eu înțeleg că ești așa un pic mai lumber sexual. Schimbă, Zăbin. Eu înțeleg că ești așa un pic mai corporatist. Dar știi, ești cam roșcat. Schimbă culoarea. Ești cam blond spre roșu. Schimbă culoarea. Ești cam complementară. Schimbă cu totul. Știi tu, mărimea nu contează. Schimbă. Mărimea uneori contează. Schimbă. Nu, încolo de mărime nu contează. Așa să te acum. Schimbă, ridică-te și schimbă felul de-a genunchea. Păi schimbă o dată felul de-a genunchea. Plătesc eu meniscul după. Data viitoare să te așezi mai ușor când dărâm biserica. Schimbă! Data viitoare să te așezi ca un fulg când dărâm biserica. Schimbă cu totul, Viorela. Data viitoare să nu te mai așezi când îți spun să te așezi. Când dărâm biserica. Părinte, am păcătuit. Spune, fiule. Am mâncat antricotul. Schimbă! Am tăiat antricotul. Schimbă! Am ferfelit antricotul. Schimbă! L-am luat, l-am jumolit, l-am aruncat la gunoi, după aia l-am mâncat jumolindu-l. Patricol. Al cui? Schimbă, Viorela. Al lui cine? Schimbă, Viorela. Nu pot să zic. Că era mare și avea păr. Schimbă felul de a te uita la el. Da, nu, de ce vă strâmbați la mine, părinte? Primesc o informație de la Dumnezeu. Vă trimite prin Viber? Nu, prin WhatsApp. Ah. Schimbați formula, prin ce trimite? Vă trimite prin Skype? Nu, prin Facebook. Mai schimbă o dată, să vedem câte știți. Vai, vă trimite prin dial-up? Nu, prin line-up. Aolo, prin AOL? Nu, prin CGL. Prin Hotmail? Taci! Da. Schimbați cu totul? Deci, doamne, doamne, mi-a spus că trebuie să faci 541 de mătăni și o legăciune. Nu mai bine să rezolvă cu un porc? Da, e bun. Schimbă, Viorela. Nu e bun porc. Schimbă. Foarte... Ok, mare. Are 10 kg. Dar trebuie să donezi bani la biserică. Schimbă. Trebuie să donezi bani mie. Să donezi bani. Exact! Nu mai bine aduc un porc? Adu și porcul, adu și banii și te rezolv! Ba, să ieși mănelul la drumul mare! Ok, gata, stop! Aplauze pentru improvizatorii noștri!